M-am oprit la o benzinărie să bag benzină și erau doi. Și unul îi spune: sărutări de mâini și complimente doamnei. Nu complimente. Și altul îi răspunde: și adjective. Complementul nu e cu atributul. Vrea să arate și el că știe ceva gramatică, nu? Adică să facă o glumă, nu? Da, da, să arate că știe. Dar ce... ce profesie aveți? Cu ce vă ocupați? Eu am o firmă de vreo 13 ani. Facem mobilier de sticlă. De 13 ani? Da, de 13 ani. Facem mobilier de sticlă. Iertați-mă, dar sunteți tânăr. Ce vârstă aveți? De 13 ani aveți firmă. Cât? 36. 36? Da. Dar n-aș fi zis. Să zic mulțumesc? Deci 36 de ani. Dar n-aș fi zis deloc. Păreți foarte tânăr. Și am muncit și înainte. Înainte de înainte firma de firmă. Asta? Da. Adică nu doar de 13 ani muncesc. Muncesc am de înțeles. Mult. Prima oară am fost babysitter la un copil de chinez. Aici în... în București, da. M-a lăsat dimineața și trebuia să o duc la grădiniță. Era fetiță. Fetiță, da. Primele două zile când s-a trezit, urla. Eu cred că aveam, cum îi percepem noi pe ei, la fel se uită și ei la noi. Da. Și cred că aveam o altă față. Începea să urle. Maica mea zice, uite aici e mâncarea. Dar ce limbă vorbeau ei? Ei vorbeau engleză, părinții, dar copilul vorbea chineză. Cum să mă înțeleg cu un copil chinez? Da.